Slăviți să fie Domnul! Salutul Bisericii din Bosanci pentru dumneavoastră este Iuda 20 și 21. Dacă vreți, haideți să ne ridicăm în picioare, deschidem cartea Evanghelistului Matei la capitolul 27, citim câteva versete, începând cu versetul 26. Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstihnit. Ostașii dregătorului au adus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit-o cu nună de spin pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mâna dreaptă, apoi îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau: plecăciune împăratul iudeilor! Și scuipau asupra lui și le-au luat trestia și îl băteau în cap. După ce și-a bătut joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să răstihnească. Pe când ieșea afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce l-au răstihnit, l-au împărțit hainele între ei, trăgând la sort pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sort. Apoi i-au șezut jos și îl păzeau. Și i-au scris deasupra capului vina: acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Împreună cu el au fost răstihniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga. Bat jocurile trecătorilor. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: tu care strici templu și îl zidești în loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă împreună cu cărturarii și bătrânii își băteau și ei joc de el și ziceau: pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum Dumnezeu, dacă îl iubește, căci a zis: eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Tâlhare, care erau răstihniți împreună cu el, îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Sunt pus într-o situație un pic dificilă. Eu știu că dumneavoastră sunteți foarte punctuali cu programul. Timpul e acela care se vede, mai avem și cina Domnului. Inițial m-am gândit să citesc câteva cuvinte despre suferințele Domnului și să merg în bancă, urmând, dacă Domnul va îngădui, să predicăm altă dată. Fratele Călin, și cu el să vă judecați, mi-a dat voie să mai predic și eu un pic. Și acum eu vă spun, fac o mărturisire. Eram supărat pe aceia care dimineața o întârzie la adunare. La ora 9 erau așa de puțini, dar acum le mulțumesc. Pentru că oricum aveți 3 ore de program duminică dimineața. Ori eu am să predic ca așa cei care au venit la 10 să facă 3 ore, nu? Doamne ajută-ne la aceasta! Frații mei, doresc ca Dumnezeu pe toți să vă binecuvinteze. Eu am mai predicat de multe ori prin adunări, am mai fost pus în situații. Am fost chemat la evangelizare și omul de ordine mi-a spus: uite în balcon. Și nu m-a mai chemat, a rămas în balcon. Dar o predicat altul și chiar o predicat mult mai bine decât aș fi predicat eu. Altă dată m-a chemat la o evangelizare, m-a chemat în spatele amvonului. Și după ce am ajuns aici, a venit un predicator mai bun decât mine, recunosc. Și păstorul îmi spune: te supăr dacă îl pun pe el? Deci nu mă supăr. L-a pus pe el, l-a predicat, dacă m-ar fi pus măcar la rugăciunea de mulțumire, dar n-am făcut nimic. O lua pe predicatorul ăla bun, o coborât, eu mai stat un pic în spatele amvonului, nu m-am dus și eu acasă, ce aveam să fac. Deci nu e cel mai rău la dumneavoastră, stați liniștiți. Aș vrea în ziua de azi să avem câteva cuvinte de învățătură la sărbătoarea aceasta care îi dorită de Domnul, îi instituită de Domnul și poate e singura poruncită de Domnul. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea.
În adunările noastre, noi desmerdăm pe membrii bisericii. Aveți coruri, Domnul să-i binecuvinteze, aveți formații care cântă, aveți frați care recită, ne facem sărbători și nu-i greșit. Dar se pare că singura sărbătoare pe care o dorit-o Hristos Domnul și pe care o poruncit-o, a fost aceea de astăzi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Frații mei, eu aș vrea să prezint în ziua de azi viața noastră ca pe o luptă. Viața noastră nu e un concediu de odihnă, nu de asta am fost noi trimiși pe pământ. Viața noastră nu e un continuu agrement, așa cum își închipuie unii. Viața noastră, indiferent că eu vin dintr-un sat din Bucovina, sau dumneavoastră sunteți aici în Phoenix, în Arizona, viața noastră este o luptă. Iar Pavel, când s-a apropiat de mormânt, a avut curajul să spună: eu m-am luptat lupta cea bună. Dumnezeu să ne dea și nouă putere. De fapt, când urmărim planul de creație a lui Dumnezeu, observăm că Dumnezeu e creatorul tuturor văzutilor și nevăzutilor. El a creat universul ăsta incomensurabil, pe care nu-l putem pricepe. L-a structurat așa, oamenii mai târziu l-au studiat și au spus că universul e structurat pe grupuri, pe roiuri, pe galaxii, pe sisteme și așa mai departe. Dumnezeu e deasupra tuturora, dar mai mult ca atât, a creat ființe, a creat oștri îngerești, a creat arhanghel, serafim, heruvim și îngeri la nivele diferite de putere și autoritate. Urma să fie creat omul, că la Dumnezeu îi ordinea asta, cei din urmă vor fi cei din tâi. Omul trebuia să fie ca un coronare a creației lui Dumnezeu. Dar s-a întâmplat în cer un lucru. Dumnezeu nu creează roboți ca japoneză. Dumnezeu a creat ființe cu liber arbitru, ai voie să alegi. Așa i-a făcut pe îngeri, așa ne-a făcut pe noi oameni. Și acum, în lumea îngerească, s-a produs o răzvrătire. Diavolul, un heruvim ocrotitor, care se plimba în mijlocul petrelor scântiitoare, care avea în slujba lui alăutele și flautele, care era desăvârșit în frumusețe, a atentat la locul Domnului Iisus. Și a pornit un război spiritual. Prin ce perfidie, prin ce mijloace, nu știu, dar a atras o parte de îngeri să fie de partea lui. Și în cer a avut loc un război. Lupta nu începe de la America, lupta nu începe de la Elim, lupta nu începe din casele noastre, lupta a început în cer, acolo a început războiul. Răzvrătirea, răzmerița, mândria și nemulțumirea diavolului. Și diavolul a fost învins, a fost aruncat pe pământ. Și acum a urmat să fie creat omul. Dar omul nu l-a mai creat Dumnezeu în cer. Omul a creat pe om și l-a adus pe pământ. Și de fapt, viața omului este un examen, este un test. Din oamenii aceia care Dumnezeu voia să-i creeze, i-a adus pe fiecare la rând pe pământ, îi pune la examen și în funcție de nota de la examen, ai destinația veșnică. Ori în raiul fericit, ori în chinul cel veșnic. Dacă am înțelege noi lucrul acesta, am fi mai pocăiți. Fraților, viața noastră pe pământ, în comparație cu veșnicia, nu-i decât un nabur care abia se ridică și piere, ca iarba care dimineața înflorește, seara e cosită și se usucă. Tu întorci pe oameni în țărână și le zici: întorceți-vă, fiii oamenilor, și mor oamenii aici. Am auzit că unui frate s-a făcut rău, a căzut peste o remorcă și a murit, că nimeni nu s-a așteptat. Noi, în România, ne-am specializat, dacă vreți, în priveciu și în mormântări. Toată forța bună de muncă, familiile, tinerii cu copii, au plecat în diaspora. Adunările noastre sunt adunări îmbătrânite. Ce fac eu acolo? Vă îngrop părinți și vă îngrop bunici, asta facem. Și psalmii ăștia noi știm pe de rost. Tu întorci pe oameni în țărână, că Dumnezeu ne întoarce, fraților, în țărână. Înțelegem că viața noastră nu-i decât un abur. Și în America e tot așa. Și de-ați trăi cât Mesuțala, aproape 1000 de ani, și tot murim. Au murit bunicii mei, au murit părinții mei, au murit din cei dragi din familie, cumnați și alții din ai mei. Și într-o zi veți auzi aici că a murit Dragoș Crăitor. Sau voi auzi eu despre unii care vă cunosc, că ați murit, o chema Domnul acasă.
că suntem străini și călători, că patria noastră nu e aici. Suntem în căutarea unei patrii cerești, a unei patrii mai bune și vrem să ajungem acolo. Dumnezeu să ne ajute! Destinația noastră e una extraordinară. Dumnezeu nu s-a dezis din planul său. La o slujbă de căsătorie, locurile de cinste are mirele și mireasa. Mirele Domnul nostru Iisus Hristos, iar voi, biserica Domnului de aici, sunteți mireasa Domnului. Asta e locul nostru. Pentru asta ne-a creat Dumnezeu, pentru asta ne pune la examene, spunem noi așa de grele, în momentul când luăm cu brio examenul, Domnul ne duce ca mireasă la nunta aceea. Așa nu-mi plac resemnările unor pocăiți care spun, o, de-aș ajunge eu în rai, ultimul la ușă, se închide ușa după mine. Frații mei, în rai nu sunt cotloane, în rai nu sunt colțuri, locul tău nu-i după ușă în rai. Domnul spunea așa, celui ce va birui, îi voi da să stea cu mine pe scaun de domnie. Acolo e locul vostru, frați din America. Acolo v-a creat Dumnezeu. Aveți un loc pe scaun de domnie, că și eu am biruit și stau cu tatăl meu pe scaun de domnie. Înțelegem onoarea care ne-o face Domnul? Ei bine, dar lupta asta a început să se dea. A început lupta asta să dea, diavolul luptă împotriva Domnului Iisus, că în momentul în care oamenii au păcătuit, generații după generații, când dreptatea lui Dumnezeu trebuia justificată, când plata păcatului trebuia să o dea cineva, a spus Domnul, Tată, în sulul cărții scris despre mine, mă duc să fac voia ta, Dumnezeule. Și iată că începe lupta. Domnul Iisus Hristos e biruitor. El are multe cununi împărătești pe capul lui. El e cuvântul lui Dumnezeu. El a acceptat o provocare teribilă. Din raiul fericit, din sânul Tatălui, s-a întrupat prin Fecioara Maria și a venit în locul de luptă al vrășmașului. Și când a venit diavolul să-l ispitească, spune, stăpânitorul lumii acesteia vine la mine, dar el n-are nimic în mine. Și începe prima luptă. Diavolul luptă acum împotriva pruncului Iisus și dă un ordin prin Irod. Toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, din împrejurimile Betleemului să fie omorâți. Care-i mama aici? Ați născut copii, i-ați iubit. Gândește că ai un copil mic și vin trimișii lui Irod, îl ia și să-l taie cu sabia. Ce sentimente, ce trăire... Rahela își jălea copiii și nu voia să fie mângâiată, că nu-i mai avea. Asta era sentimentul matern din jurul Betleemului. Primul atac al vrășmașului a fost încă din fașă, încă din leagăn, încă din prunc, să-l omoare pe Domnul. Dar nu a reușit, căci un înger al Domnului i-a vorbit lui Iosif și i-a zis, ia pe Maria și pruncul și fugi în Egipt. Fraților, diavolul ne-ar nimici într-o clipă. Dar eu știu bine că din momentul în care m-am născut în lumea aceasta, Dumnezeu a pus un înger lângă mine. Eu am un înger care mă ocrotește și voi aveți. Voi care ați trecut Dunărea, care v-ați dus la Jimbolea printre gloanțe și ați ajuns aici, un înger al Domnului v-a ajutat. Spunea psalmistul, îngerii Domnului tăbăresc în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Noi avem un înger care ne păzește, frață. Avem un înger care ne izbăvește. Lupta care a fost dată împotriva omorârii pruncilor. Eu odată împărțeam istoria omenirii în mai multe etape și am spus vremea patriarhilor, de la Adam până la darea legii. S-a terminat vremea patriarhilor. Acum Domnul și-a ales pe evrei. Voia să înceapă o altă eră, vremea legii. Schimbarea asta a fost însemnată cu mai multe semne, dar unul știți care a fost? Omorârea pruncilor. Că a spus faraon lui Sitra și lui Pua, când evrei ce le vor naște, să le omorâți copiii. Și atunci s-a terminat vremea patriarhilor, a venit vremea legii. Dar vremea legii a ținut o bucată și trebuia să vină vremea harului, vremea bisericii. Trebuia să se facă o schimbare și a fost dat un semn, știți care? Omorârea pruncilor din Betleem. Vă spun un secret.
Vremea harului se termină. Domnul Iisus Hristos e gata să vină pe nori. Vine ziua răsplătirilor. Este un semn acum care îmi dă mie de gândit omorârea pruncilor. Pe scară largă. Ăsta e un semn care îmi spune să schimbă ceva. Să termină și cu vremea harului și va începe veșnicia. Știți, dumneavoastră, în Matei 8:28 spune că Domnul a întâlnit doi îndrăciți la Gadara și ăștia strigau, ce ai cu noi? Pentru ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Ei știu că au o vreme când vor fi chinuiți. Când vor fi ei chinuiți? Când vine Domnul. Dar când vine Domnul? Romani 11:25. Ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israelul de acum a căzut într-o împietrire până se va împlini numărul de plin al neamurilor. Apoi tot Israelul va fi mântuit. Prin refuzul evreilor, Dumnezeu a deschis pentru noi neamul o paranteză. Un har o turna peste neamuri și noi neamuri suntem părtași la mântuirea lui Dumnezeu. Dar numărul dintre neamuri se împlinește, că e un nume inexact. Când se împlinește numărul dintre neamuri, mântuirea se duce toată la evrei și imediat vine Domnul. Diavolul știe asta. Și ca să nu se împlinească repede numărul, pentru că numărul bisericii o recunoaștem. Biserica s-a înmulțit prin natalitate și prin prozelitism. Da? La noi în sat a început adunarea cu 3 bărbați, cu 3 familii. Și acum suntem sute și mii de botezați în apă. O biserică mare, foarte mult plecat. Dar s-au născut foarte mult prin natalitate. Că primii frați au avut câte 10, 12, 16 copii, la rândul lor au avut copii și în 3 generații suntem foarte mulți credincioși. Diavolul știe asta. Și atunci el ar vrea ca măcar metoda asta să nu mai fie metoda de mulțire. Odată când predicam într-o adunare mare, în diaspora, peste 1000 și ceva de membri, aproape 2000, vorbeam de naștere de copii și am spus că biserica se înmulțește și prin natalitate. S-a ridicat un păstor și elegant, a spus, fratele, să fim ca cei din Bereia, să cercetăm dacă e așa. Că în Fapte 9:31 se spune că biserica se bucura de pace, umbla în frica Domnului, se zidea sufletește și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Deci biserica se mulțește cu Duhul Sfânt. Și eu ne-am spus, e adevărat, frate. Dar Petru când vorbește de Duhul Sfânt, tot la nașterea de copii o puneți. Cum așa? Păi spune că făgăduința asta e pentru voi și pentru... Cum? Care copii? Care nasc. Doamne, dă-ne pocăință. Primul atac al vrășmașului a fost încă de la nașterea Mântuitorului. Dar Domnul ajunge la 30 de ani, primește botezul, avem sărbători, avem predici, avem cântări, avem calendar 6 ianuarie, botezul Domnului Iisus, dar nu avem calendarul că imediat după botezul Domnului Iisus vine ispitirea. N-am întâlnit o biserică, azi sărbătorim ispitirea Domnului. Dar vă spun un lucru, care cum se pocăiește, cum încheie un legământ cu Domnul, are parte imediat de ispitire. Și ispitirea asta, fraților, e la nivel diferit. La nivel de trup, poate fi îmbuibare de mâncare și băutură, trăim bine, mulțumim gazdelor noastre, mulțumim fraților care ne-au chemat, care ne-au pus la masă și aproape că ne-au forțat să mâncăm, până când aseară am pus lingura jos și am spus, nu mai eu nicio lingură. Dumneavoastră ați fost foarte generoși, foarte ospitalier cu noi. Am observat că trăiți foarte bine. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar la noi predica un frate, avea 14 copii și era în Bruxelles, la copii dus. Și copiii l-au dus de la unul la altul și l-au pus la mese bogate și hai tată, aici și sucuri de care vrei, cu acid, fără acid. Și când au venit cina Domnului, copiii lui au rămas pe bancă. Și s-au ridicat fratele, au chemat copiii și au spus, măi băieți, așa de bine mâncați, așa mese, așa multe feluri de mâncare pentru trupul ăsta. Dar odată pe lună, un prezbiter trece prin fața ta și spune, luați mâncați. Acesta e trupul meu. Și omul tău din lăundru, care e flămând și e doritor, ar vrea să se împărtășească
dar tu pui capul în jos mânios. Nu, și nu pune motivația. Unii spun, nu-i bun prezbiterul. Eu odată vă explicam într-o adunare de ce frață nu eu cina, unii sunt potriva celor care fac cina. Nu spuși de Domnul, nu-s după voia Domnului. Alții spun, domnule, prezbiterii-s buni. Dar tu ai văzut cine e cina în adunare? Nu-s buni ăia care eu cina, eu nu mă fac un trup cu dânșul. Alții spun, domnule, zbun și prezbiteri, zbun și frață. Nu zbun eu, m-am cercetat și nu zbun eu. Zic, sunt trei motive. Și s-a ridicat un frate, eu zic, mai este unul frate. Nu-i bun diavolul. Și pentru că diavolul nu-i bun, nu-i lasă pocăiți să împărtășească. Haide, să participăm la masa Domnului, amin? Ispitirea la nivel de trup, plăceri carnale, dorință de comoditate, este o ispită care vine diavolul și ne ispitește. Și vine și spune într-o joi, seara, într-o miercuri, nu știu când aveți voi adunare, spune, ești așa de obosit, rămâi acasă. Și vine diavolul și te ispitește să nu fii la timp de rugăciune, duminică dimineața la 9. Așa de puțin ați învins ispita asta și vă fac o avertizare. Și după amiază o să vină diavolul și o să spună, nu veni la 5, vine la 6 și ceva. Și vă mai spun ceva, și duminica viitoare o să vină diavolul la voi să vă spună, nu fi la nouă la adunare. Este o ispită a diavolului, oare o vei birui? Începând de astăzi o vei birui? Doamne, dă-ne biruință, amin? Ispită-l la nivel de suflet, că noi suntem duh, suflet și trup. Centrul nostru de comandă sentimental, acolo unde apare mândria, ați fost ispitit să fiți mândri? Dumnezeu să ne ierte, fraților, că tare multă mândrie mai avem pentru noi. Și dacă nu suntem atenți, tare ușor alunecăm de pe cale. Iubirea de sine, spunea Domnul în Luca 9:23, dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine. Prea multă personalitate, prea multă iubire de sine. Câteodată văd în mine lupta asta. Că ne plac aplauzele și ne plac titlurile. O, fratele, cine e fratele? Și mă uităm la Iacov care scrie o epistolă și spune Iacov, robul lui Iisus Hristos. Dar el era și frate de corp cu Domnul Iisus. Era un titlu de onoare, dar el a fost prezbitru adunării din Ierusalim. Și putea să spună Iacov, frate cu Domnul, prezbitru adunării. Și după aia să pună ștampila. El a spus, eu sunt robul lui Iisus Hristos. Și vine Iuda și scrie, spune, Iuda, robul lui Iisus și frate cu Iacov. Nu e și frate cu Domnul? Ba da, dar n-am îndrăzneala să spun lucrul acesta. Și vine diavolul și ne ispitește cu iubirea de sine. Dumnezeu să ne dea pocăință. Vine diavolul și ne ispitește cu ură și suntem la cina Domnului. Și Pavel spunea, 1 Corinteni 11:28, fiecare să se cerceteze pe sine. Și suntem într-un moment de cercetare, dacă ne iubim unii pe alții. Fraților, trăim vremuri extraordinare de bune. Eu sunt a treia generație, mama mea născută în 1930, a fost născut în pocăință. Bunicul meu pe care l-am cunoscut a fost condamnat la Cernăuți pe 25 de ani. În luna februarie l-a dus de scult, pe gheață în zăpadă. Și mama mea era orfană de mamă la 6 luni. Și de la 5 ani au rămas fără tată, că bunicul meu a făcut aproape 5 ani de pușcărie la Cernăuți. Și spune, eram 3 copii orfani, ne hrăneau vecinii, ne hrăneau frații, dormeam pe unde puteam. Și a venit prigoană, la noi adunare au avut un lacăt mare pe ușă și dimineața la 3, undeva sub un cireș în câmp, frații făceau cina Domnului, pe vreme de ploaie, pe vreme rea ca să nu vină autoritățile. Și toți luau cina Domnului și toți încăpeau la părtășie și toți se sărutau și plecau și nu știu dacă se mai întâlneau odată, că era vreme de prigoană. Avem o adunare binecuvântată. Avem toți ce ne-am fi dorit. Și când vine cina Domnului, ne uităm urât unii la alții, ne uităm cu vrășmășie, ne uităm cu ură, Dumnezeu să ne ierte. Și în ziua de azi să ne dea pocăință, fraților. Vine lupta aceasta și la nivel de duh. Apare necredința și o altă ispită foarte mare, apare nepăsarea. O cântare veche spunea, adormirea se întinde până la infinit, iar fecioarele înțelepte parcă au ațăpit. Fraților, haide să fim mai
râmnitor pentru pocăință, pentru adunare. Dumnezeu să ne ajute, amin? Eu tot mă uit la ceas, în înțelegerea care m-am mutat cu fratele Călin și vreau totul să mă țin de hotărârea care am luat. După ce se termină ispitirea Domnului, există ispitire în timpul slujirii Mântuitorului. Vine la un moment dat, așa de mult am cercetat eu pasajul acesta din Luca 4 și din Marcu, că Domnul intră în Nazaret, în cetatea lui în care a fost crescut. Îi se dă sulul cărții lui Isaia și citește, Duhul Domnului peste mine, închide cartea, azi s-au împlinit cuvintele acestea. Și spune în Luca acolo, tot norodul se uita la el cu luarea minte, îl lăudau și îi sorbeau cuvintele. A început Domnul să predice și toată lumea, Domnule, îl aprecia. Mai predică Domnul câteva minute, tot s-au umplut de mânie, l-au luat și l-au dus pe sprânceana muntelui să-l arunce în prăpastie. Ce s-a întâmplat cu adunarea asta? De ce schimbarea asta de atitudine față de predicator? Când a început să predice, îl voreau de bine în gura mare, îi sorbeau cuvintele și dintr-o dată s-au sucit oamenii ăștia care ascultau predica. De ce? Sunt mai mulți pași spre necredință. Unul de ei a fost obișnuința. A spus, nu e ăsta fiul lui Iosif? Păi dacă fiul lui Iosif îl cunoaștem, el aici a crescut, ne-a jucat amândoi, am făcut curățenie în atelier la tatăl său, el de când e mare predicator? Știți că obișnuința are pe licurul lipsă de respect? Atâta de obișnuim unul cu altul că nu ne mai respectăm. Atâta ne obișnuim cu lucrurile sfinte că nu le mai respectăm. Ne obișnuim și cu ungerea, și cu colecta, și cu cina Domnului, și cu stăruința, cu prorocia, cu cântările în cor. Așa ne obișnuim de tare că nu mai punem preț pe ele. Știți câte repetiții pentru o cântare în cor? Eu acum vă spun, dacă îmi place o lucrare mie în adunare, e cântarea în cor. Noi avem un cult pentru cor. Avem cor bărbătesc, avem cor mix, avem și o orchestră, dar nimic nu-mi place așa cum îmi place cântarea în cor. Eu merg și acum câteodată la repetiție. Ani de zile din clasa 8 am cântat în cor. Știu ce înseamnă cor. Știu ce înseamnă într-o noapte, într-o seară, de 10 ori să întorci o cântare că nu ți iese bine. Și noi ne-am obișnuit cântarea. Ei cântă, noi vorbim, ne uităm. Eu predic, voi vă uitați la ceas, el are o prorocie, voi vorbiți între voi că ne-am obișnuit. Dar știți ce atitudine au avut evreii ăștia de Nazaret? Când le-au amintit de păcatul lor, de vremea de secetă în perioada lui Ilie. Și atunci s-au supărat foarte tare. Pentru că sunt adunări în care nu le place să le spui de păcat. Să nu le spui că ei ar trebui să se pocăiască. Dacă v-aș vorbi de cloșca cu pui, de Orion și căile lactei, de Andromeda și norul uriaș al lui Magellan, m-ați mai invita odată. Dar dacă vă spun, oameni buni, aveți lucruri de care să vă pocăiți, toată lumea pune capul în jos și nu-i mai apreciat un astfel de predicator. Eu, dacă dă Domnul mâine, plec, duminica viitoare sunt la Detroit, iar luni plec acasă. Oricum n-am vrut să vin, Dumnezeu m-a trimis prin câteva prorocii că n-am fost la voi de 3 ani, din 2014, m-am uitat unde am notat acolo. Și vreau să plec cu cugetul liniștit. Frați, surori, noi toți de aici avem lucruri de care să ne pocăim. Și să ne ajute Domnul să ne pocăim, amin? Doresc ca Dumnezeu să ne dea binecuvântarea. Închei predica. Suntem la cina Domnului. Aș dori foarte mult ca această cina Domnului să ne ducă la unitate. Să ne îndemne spre pocăință. Nu știu dacă ne vom mai vedea. Lucrurile care vi le-am spus, le-am spus din toată dragostea. Dumnezeu mi este martor, sunt înaintea voastră. Pe toți de aici vă vreau în cer. Pe toți de aici vreau să vă întâlnesc la marea întâlnire. Nu este mult, fraților. Evenimentele se precipită. Lucrurile e o întorsătură cum nu știți nici dumneavoastră. Când bunicul meu era la Cernăuți, se rugau și Duhul Sfânt le spunea așa, va veni o vreme când vă veți bucura cu ușile și ferestrele deschise. Era o nebunie să prorocești așa și era o nebunie să o crezi. Dumnezeu a dus vremurile acestea.
La noi, Duhul Sfânt strigă din biserică în biserică, vor veni încercări peste poporul Domnului, vor veni vremuri de prigoană, Dumnezeu își pregătește biserica și din mireasa Domnului, eu vreau să fiu și eu, aș vrea să fii și tu, cu cei dragi ai mei, cu familia ta întreagă, să ne întâlnim la masa Domnului. Amin.